Școala auto a gamerilor. Noi avem mașinile noastre. Bă, ce am pus să fac treții cu elevul, că vreau să mai scot niște bani de el, deci hai să-l sunăm. Elevule, da, domn instructor, vină cu a la apartament. Astăzi reîncepem lecțiile, că trebuie să fac bani pe tine, adică trebuie să-ți arăt chestii noi. Ok. Acum trebuie doar să așteptăm. Bă, da, mai vine ăla? Ce zice, domnule? Uite, bă, ce mașină ți-ai luat? Câți cai are? Are 380 de cai. Nu e rău, nu e rău. Bravo, băi. Hai, mersi. Să parchez mașina, da? Ce faci, bă? Mă parchez, eu nu așa te-am învățat să parchezi, bă. Mai tine că dai peste mine. Sorry. Deci ce facem azi? Urcă în G-class și îți arăt. Ok. Da, îmi place designul. Cine l-a făcut? Eu cu șeful. A, da, cu tunerul se mai face ceva? Păi de acel pipilău nu prea mai avem nevoie. La un exerare că eu am propriul meu garaj, le iau pe șeful și facem niște design-uri. Cazi pe spate când le vezi. Și oricum asta e mașina de la el, de la cursă care am participat în cursele de raliuri. Nu mă rog, nu chiar raliuri, dar nu contează, înțeles. A, ok. Și unde ne duci? Taci din gură și ai să vezi, mai să pui întrebări. Scuze. Că așa, taci din gură. Ia zi, ce ai mai făcut între timp? E, păi ce să fac cu... cu jobul ăsta, că am nevoie de bani. Ah, ok. Da, dumneavoastră? Eu am făcut 51.000 trofee. Am cumpărat skin-ul Mecha Crow, că era la super reducere. Am cumpărat ofertă de 400 de gemuri. Am făcut cu șeful chestiile noi. Am mai făcut niște alte chestii. Ne-am jucat împreună. Bă, am avut treabă, bă, am avut treabă, bă, ce, nu ca tine. Măcar ce job ai? Cum să spun, duc chestii la magazine. Ah, lol. Ok. Cu care era aerii fotbalist, ce mai se mai aude? E ce se audă? Merge, dar... încă n-am meci oficial. De-abia la am. Ah, ok. Deci vezi deja cum arată zona de la munți. Wow! Ce mișto, tu cu șeful ai făcut. Da, păreri? Eu cu șeful și primarul, evident că... și ajutorii lui, că doar nu era să fac eu cu el tot singur, ce ai? Așa, dacă o să vrei eu să vii pe aici singur, eu vreau să-ți arăt niște chestii. Și vreau să văd cât de bun ești. Oricum, o să mai mergem și pe la pista de raliuri, pe care făceam înainte, poate să mai avem și misiuni, dar nu contează. Oh, ok. Totuși ar fi pe... ai, uite, bă, un avion. Îl furăm? Da, hai. Trebuie tirul, platformă, trei chestii. Nu o putem. Dar cum s-a prăbușit? Și că este o legendă, mă rog, este o poveste în care un acel avion zbura deasupra la munți în timp ce noi construiam și dintr-o dată, bam, i-a explodat motorul și a aterizat. Era să ne omoare pe toți. Dar am reușit să ne ferim. Avionul s-a izbit de un copac și ce chestii mai sunt acolo. Și de atunci a rămas acolo. Persoana din el a dispărut. E ca și cum s-a evaporat. Dar nu asta contează. Părerile, noua zonă.
Wow. Foarte mișto. Mă dai o tură, dau eu o tură, ce facem? Așa. Bă, am o idee. Ce idee? Fii atent. Ți-a plăcut? Mie mi-a plăcut. Așa, deci hai urcă și hai să te testăm. Tu nu știi pista, nu? Nu, domn instructor. Dar sunteți sigur? Da chiar. Ok, hai că dau eu tura ca să arăt cum e, că nu prea am încredere în tine. Ok. Deci ne merge pe unde mergem? Pe aici unde e Titanicul sau barul cu noi Titanic, dar cum trebuie să o pe aici? Pe aici unde e barca aia, ok. Dar ce s-a întâmplat cu barca aia? Este o altă poveste care vaporistul care o conducea s-a izbit de acest loc când ne-a ducea marfă, dar a dispărut și el. Dacă tot ai să-ți și arăt barca, nu trebuie, nu vreau să dispar. Nu-ți fă pe griji că nu dispare nimeni ce ai. Adică a dispărut ăla, dar noi nu dispărim. Așa, mai trebuie să spargi garpul. Se dă înapoi, tragi frână de mână, oprești motorul, te dai jos și... dar mi-am pătat geclă, așa, hai vino. Ok, stai, stai că vin. Și asta e barca? Da, băi, uite încă. Ok, am căzut amândoi aici, ce? Tu ai căzut acolo, ok, cum? Eu n-am anticipat acest lucru. Tot ok, băi, eu sunt descurcăreț. Eu am reușit să ies, tu? Stai să văd pe unde pot ieși. Dai. Am ieșit și eu, ei. Da, nu, păi barca e imensă, e... Vino cu-a. Vino, bă, mai repede. Nu, pot mai repede. Vin cât de repede pot. Ok, vino mult mai repede. Oh, gata, vin. Mai repede. Dar deci, barca asta e, vaporul ăsta e scufundat jumate în apă, e ruginit, nimeni nu o să mai, să rămână aici pe vecie. Wow. Păi, elevule, simți? Ce să simt? Ajutor! Mânec, ajutor, salvați-mă! Elevule, ești ok? Elevule? Ups. S-ar putea ca acest lucru să fi fost fatal pentru elev. Uite, am. Doamne, soptă. Hai. Ce-ai, băi, ești ok? Dacă sunt ok, m-ați aruncat în apă. Un prank, bă. Ce prank, bă, puteam să... Păi na, eu văd că ești tot în regulă. Hai vină la mașină și nu comentă. Ce urată mie în ea.
Nu pot. Stai bă, că de la asta nici nu mai înțeleg ce fac. Ha bă, vin odată. Gata, vin. Gata, am urcat. Da, deci cam asta e zona, nu e chiar cine știe ce. Dar e mișto. O să facem chestii pe aici, avem vulcane peste care să sărim. Avem alte chestii peste care să sărim. Tot ok, G-Class-ul ăsta rezistă. Prin câte... Wow. Prin câte o trecut el în general. N-ai idee. Vezi, bă? Wow! N-ai văzut nimic. Da, n-am văzut nimic. Dar ia zi, chiar ești ok sau ai nevoie de ceva ajutor? S-a ok, am zis. Ok, și nu ți striga la mine ca îți dau o palmă. Așa, deci cam asta a fost zona, așa că hai să mergem acasă. Wow! Deci, cum ziceam, hai să mergem acasă.